Parascovia! La mulți ani! Mulțumim! Doamna Parascovia, puteți vorbi? Poftim, da! Da, eu vreau să vă felicit! Cu Maria Ciorici vă sună! Maria Ciorici, și am pentru dumneavoastră o poezie, dar mă auziți bine? Am un mesaj, o poezie am scris pentru dumneavoastră și vreau să vă transmit cu drag o poezie am scris, eu aș recit mai tare, bine? Bine, bine. De mulți ani plecată ești, te vedem atât de rar, dar mă bucur că iubești și crezi în dragoste iar. Te scrie fiica ta, ce a crescut mai mult singură, la moment înstrăinată și-mi este dor de tine, mămică. Nu ești nici acum prezent cu mine când nepoții cresc și au și ei nevoie de tine, atât de mult ne lipsești. Te iubesc la nesfârșit, aș da tot să fii cu mine, de mic copil începând, dar și în prezentul fără de tine. Îți ducem dorul enorm, chiar de ne auzim zi de zi la telefon. Ne vedem zi de zi la telefon și fără încetare vorbim. Una știu că ai plecat tot de dragul meu și a fratelui care ți este aproape, departe însă sunt doar eu. Singură, chiar dacă am familie, mamă, mi-ai lipsit mereu, ești mămica mea bună prin care lucrează Dumnezeu. Întotdeauna mi-ai dat sfaturi bune, mă corectezi când greșesc, dar îmi lipsește a ta căldură, mamă, vreau să mă încălzești. Scriu acum și plâng de dor, mă copleșesc emoțiile, dar nu vreau să-ți fac dureros. Îți doresc să fii sănătoasă și mă doare sufletul că suntem departe și nu te pot îmbrățișa. Mă bucur că ți-ai aranjat viața, de grabă poate ne-o vedea. Mama mea dragă, mă închin azi în fața ta pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru mine. Pentru sprijin, pentru cunoștințe, pentru răbdare. Întotdeauna mă înțelegi și îmi sari în ajutor. Iartă-mă dacă cuvintele mele te-au supărat vreodată. Ești cea mai bună, cea mai blândă și importantă pentru mine. Un mare mulțumesc pentru tot. Toate cuvintele din lume nu sunt suficiente pentru a putea descrie dragostea ce ți-o port. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, dragoste reciprocă și să-ți îndeplinească toate visele. O viață lungă și fericită. La mulți ani, scumpă mămică și cea mai minunată bunică. Ne lipsești enorm de mult, te iubim. Și vrem cu ocazia aceasta să-i transmitem și fratelui Serghei un sincer la mulți ani, care împreună va fi și el omagiat pe 27 și m-a rugat foarte mult Alexandrina să-l felicităm și pe el. Doamna Parascovia, vă îmbrățișez din suflet, vă urez cele mai sincere urări și felicitări din partea fiicii dumneavoastră, care simte un gol foarte mare, mi-a spus, care are un gol foarte mare în suflet că noi sunteți aproape, dar vă înțelege și se bucură foarte mult că v-ați refăcut frumos viața, se bucură pentru dumneavoastră, tare, tare! Mulțumim frumos din tot sufletul! Da. Și noi suntem ni dragi și să venim acasă, dar dacă nu avem posibilitatea, ideam cum am vrea Domnul. Mulțumim frumos la toți! Vreau să vă spun că... Da, spuneți! Deci mulțumim la toți din tot suflet că v-ați cheltuit timpul cu noi, cu cuvinte foarte frumoase, foarte plăcute. E foarte plăcut, e dureros, dar e dureroasă, durerea e blândă, ca de la copii. Așa este, eu vă înțeleg foarte mult. Doamna Parascovia, vreau să vă cânt un pic, scuzați-mă că v-am prins taman când erați ați fost la cumpărături, dar vreau să vă cânt, dacă îmi permiteți, vă cânt o strofă și o refren dintr-un cântec frumos. Îmi dați voie? Da, eu ascult. Cu drag pentru dumneavoastră, cu ocazia zilei de naștere, sunteți o mamă bună și știți că nu veți fi uitată niciodată. Și bravo că aveți putere să mergeți înainte. Mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta muncită și fața râsă de soare, pe care o curs lăcrimioare. Vin, măicuță, de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă,
de oftat, măi, că prea mult m-ai așteptat, măi. Așa-i viața, las că Dumnezeu va da și o să vă revedeți. Da, 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 Doamne, da, Doamne, cuvintele până la Domnul să rugă. Așa, Dumnezeu... Azi și tot bine, în curie, repede jur, vă mai cânt o strofșe și vă las că scuzați-vă de suflet. Nu, nu, de-aș putea m-aș face vânt, să-ți mângâi părul cărunt, mă. Toate florile din lume ți le-aș pune în a ta mână. Ai muncit pentru copii, măi, ai făcut din noapte zi, măi, și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. Multe zile bune pentru dumneavoastră, sănătate, fericire, împlinire. Și niciodată să nu fiți rănită, niciodată să nu plângeți, niciodată toate relele să vă ocolească și numai bine, numai bine să aveți. Pentru dumneavoastră, cu drag, încă o lecție că vă cânt. Mama, când mi-a fost mai greu, am cântat de dorul tău, am cântat la lumea întreagă, dorul tău, măicuță dragă. Și mă rog la tot ce-i sfânt, măi, să te țină pe pământ, măi. Să ai zile să trăiești, măi, și nepoții să ți-i crești, mamă dragă, la mulți ani. Doamna Valentina, doamna Parascovia, îmi cer scuze și vă felicit din suflet pe dumneavoastră. O zi bună vă doresc, vă mulțumesc că mi-ați răspuns. Mulțumim frumos și vă mult sănătate și piese viață. Mulțumesc mult. Alexandrina vă iubește mult și îl felicităm și pe fiul dumneavoastră, Serghei, care pe 27 face și el o vârstă frumoasă. La mulți ani dumneavoastră vă dorim. Mulțumim, o zi mulțumim, bună. Mulțumim. La revedere. Bye. Mulțumesc, doamna Parascovia, că mi-ați răspuns. Doamne, înțeleg foarte mult ce emoții au de pe ambele părți, fiindcă e foarte greu când mămica nu e aproape, e greu. Te înțeleg, Alexandrina. Dar uite că poate va fi posibil și vă veți revedea și bunicuța își va putea ține nepoții în brațe. Așa e viața, vedeți cum viața la toți aranjează diferit și noi uneori nu suntem în stare și în putere să o schimbăm, dar măcar să ne străduim să facem să fie bine și să nu ne macine dorul. Frumos, o felicitare din tot sufletul pentru doamna Parascovia, la mulți ani să trăiți și felicitări tuturor, la mulți ani!